Centrul administrativ al Europei, orașul Bruxelles, surprinde prin arhitectura clădirilor, prin multitudinea de muzee, dar și prin eleganța și varietatea localurilor. Inima orașului este Grand Place. Înconjurată de clădiri vechi de aproape jumătate de mileniu, este una dintre cele mai frumoase din Europa. Aici se organizează diferite evenimente în aer liber, concerte și festivaluri. În preajma Crăciunului, piața devine o adevărată scenă, unde se succed spectacole grandioase de lumini și sunet, special organizate cu prilejul nașterii lui Isus. Clădirea primăriei din Bruxelles, în fața căreia mă aflu și eu în acest moment, a fost construită în secolul al XV-lea. Stilul gotic și înălțimea impresionantă fac din ea un punct de atracție pentru turiști. În vârful turnului se află statuia Sfântului Mihail, care este patronul orașului Bruxelles și care veghează asupra bruselezilor. Restaurantele care servesc fructe de mare, mirosul napolitanelor calde și a vinului fiert cu scorțișoară, cafenelele care nu se închid niciodată, străduțele înghesuite și magazinele cochete fac din Bruxelles un oraș special care merită vizitat în orice anotimp. Deși este o capitală cosmopolitană, care poate concura cu oricare alt oraș din lume, Bruxelles reușește să păstreze o atmosferă calmă și relaxantă. Turiștii pot găsi aici numeroase atracții și locuri de distracție, dar și bere și ciocolată din belșug. Dacă ajungeți la Bruxelles, neapărat trebuie să intrați într-o ciocolatărie. Se găsesc peste tot în centrul orașului, iar ciocolata belgiană este renumită în întreaga lume. Inițial, o așezare de meșteșugari, situată pe drumul comercial de la Bruges la Köln, Bruxelles devine, după cel de-al doilea război mondial, una dintre cele trei capitale ale Uniunii Europene. Aici se găsesc două dintre principalele instituții europene. Aici, în aceste clădiri din spatele meu, pe care le puteți vedea și dumneavoastră, se găsește unul dintre cele trei sedii ale Parlamentului European. Aici își desfășoară activitatea cei 785 de deputați europeni. Și tot aici, și tot în aceste clădiri din spatele meu, se găsește și sediul Comisiei Europene, unde activează cei 27 de comisari europeni care reprezintă statele membre. La Bruxelles se află sediul a peste 1000 de organizații internaționale, printre ele se numără și NATO, și tot aici se desfășoară trei sferturi din activitățile Parlamentului European. Ori de câte ori un șef de stat vine la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, este primit mai întâi pe acest covor albastru. Apoi momentul este imortalizat în fața acestui panou din spatele meu, numit și panoul președinților. Dacă vreți să serviți masa, să știți că alegerea restaurantului ar putea fi o problemă. Bruxelles se numără printre orașele cu cele mai bune restaurante din lume. Peste 3000 de localuri cu zeci de mii de rețete din toată bucătăria internațională vă așteaptă. Bienvenue. Welcome. Bien chez nous. Un romain. Ouais, comment dire, un romain. Venise la lui. Voilà. Printre cele mai vizitate obiective turistice se numără Atomul, un monument uriaș din fier care redă la o scară mărită de 150 de miliarde de ori imaginea unui atom. Construcția, care măsoară 102 metri înălțime,
a fost ridicată în 1958 cu prilejul expoziției mondiale. Palatul Regal, bursa, catedralele din centrul orașului sunt alte atracții pentru turiști. Un zbor până la Bruxelles durează mai puțin de 3 ore, iar o cameră pentru cazare costă între 15 și 100 de euro pe noapte, în funcție de condițiile și calitatea serviciilor oferite.